Forsamin Plus 80, biostimulator cu 80% aminoacizi liber pentru culturi de excepție. Forsamin, creștem alături de cei mai buni, prin Patreon Fertilizer. UPL vă recomandă Signal și Rancona, singura soluție insectofungicidă utilizată în tratamentul semințelor de cereale păioase, prietenoasă pentru operatori. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Indagra, într-o ediție specială de Agricultura la Raport. Dacă un pic mai devreme am discutat cu reprezentanții crescătorilor de ovine, mă rog, o parte din reprezentanții crescătorilor de ovine, de la această oră o să vorbesc și cu fermierii din vegetal, în mod deosebit cu cei de dimensiune mică și mijlocie, aș spune. Foarte mulți astfel de fermieri caută la rândul lor să vină în fața telespectatorilor noștri cu problemele care, din păcate, îi apasă tot mai des, iar aici la Agro TV, la Agricultura la Raport, fiecare dintre fermierii noștri trebuie să primească la un moment dat microfonul și să aibă cuvântul, indiferent de forma de organizare, indiferent de dimensiunea fermei. Am profitat de întâlnirea noastră de aici, de la Indagra, și i-am invitat alături de mine, de la această oră, pe domnii Nicolae Durlea, bună ziua, fermier, din Telorman, da? Din Telorman, Buzescu Telorman. Buzescu Telorman, domnul Florin Platon, fermier din județul Vaslui, bună ziua și dumneavoastră. Bună ziua, bine v-am găsit. Bine ați venit. Și, nu în ultimul rând, domnul Alin Gogoi, fermier de asemenea din Telorman, tot din Buzescu, da. Bun, domnilor, la microfon să vorbiți, că altfel nu ne auzim. Bună ziua telespectatorilor dumneavoastră. Haideți să le spunem celor de acasă ce probleme întâmpinați dumneavoastră, pentru că ce trebuie să afle cei care ne privesc, sunt mai mulți fermieri din localitatea Buzescu și sunt probleme care practic sunt comune celor din această localitate. Da, vreau să le explicați, să le facem cunoscute și la final să vedem cum se pot și rezolva, că altfel vorbim degeaba. Încep cu dumneavoastră, domnul Gogoi, și după o să mergem și la domnul Durlea și, nu în ultimul rând, ne oprim și la domnul Platon. Vă rog. Domnul Ghinea, ne-am deplasat astăzi la deschiderea târgului în speranța că ne vom întâlni cu domnul ministru al Agriculturii. Am pregătit un memoriu pentru dumnealui, o să-l depunem ulterior, într-o altă zi, la Ministerul Agriculturii, într-o problemă, spun eu, deosebit de stringentă și în același timp deosebit de gravă din localitatea noastră. E un exemplu de așa nu, adică de a nu urma exemplul acestei localități și de alte localități din țară care sunt supuse cadastrării generale. Cadastrarea în localitatea noastră a început în urmă cu câțiva ani, practic am fost în localitățile pilot în ceea ce privește cadastrarea generală. Problema pe care am întâmpinat-o a fost următoarea. În momentul finalizării cadastrării generale, în momentul în care am intrat în posesia cărților funciare, ale suprafețelor pe care le exploatăm sau ale suprafețelor aflate în proprietate, efectiv, ne-am trezit, să spun așa, în situația de în care niciun teren nu mai corespunde în momentul cadastrării cu amplasamentul din titlul de proprietate. Efectiv, tot câmpul sau toate parcelele de pe din extravilanul localității Buzescu au primit în urma intabulării o altă locație. Deci noi am primit, sau părinții noștri au primit, eu sunt mai tânăr, dar părinții noștri, bunicii noștri, au primit suprafețele în 1991, le-au primit pe anumite amplasamente consemnate în titlul de proprietate, iar acum
acele amplasamente efectiv se regăsesc în orice alt loc, dar numai în locul în care aveam acele suprafețe nu mai sunt. De ce? Care e motivul? Ce vi s-a justificat? Ce vi s-a explicat? Că presupun că ați mers la primăria din Buzescu. Am avut o discuție la primărie, am avut o discuție și cu firmele de cadastrare, că au fost mai multe firme care au cadastrat, care au câștigat, să zicem, licitația de cadastrare. Am fost și la OCPI, la Oficiul Județean de Cadastru. Dom'le, toți sunt conștienți că s-a produs o eroare, dar pasează vina unor altora, așa cum se întâmplă de altfel în România. De la iertați-mă o secundă, dumneavoastră credeți că este o eroare sau e o chestiune produsă în mod intenționat? Domnul Ghinea, că este produsă în mod intenționat sau că a fost pur și simplu o neglijență în serviciu, pe noi nu asta ne interesează. Ne interesează să găsim o soluție, să revenim, eventual o recadastrare, astfel încât să revenim pe amplasamentele din documente. Nu este posibil, avem colegi fermieri care, într-adevăr, eu nu exploatez plantații de vii, dar avem astfel de situații în care via, o cultură permanentă, efectiv, omul ăsta a fost mutat în urma cadastrării cu terenul pe un teren pe care nu există cultură de vie. Și altul care avea teren arabil, mutat peste cultura lui, peste plantația de vie. Deci nu e posibil așa ceva. Cadastrarea s-a făcut efectiv din birou. Deci acolo nimeni nu a mers în teren. Dacă mergeau în teren, vedeau că pe parcela X există o cultură de viță de vie. Nu mai vorbim de... Haide să zicem că la terenurile agricole, acolo unde avem cultură și aici mare. E o problemă, că dar e vorba de categoria terenurilor. Exact. Până la urmă, una exact. E să ai un teren de categoria exact. A doua și să-ți dea a patra. Sau invers, nu? Deci, exact. Numai că vina este pasată între autorități, ni se spune că nu mai putem face nimic, întrucât am avut o perioadă de contestație la cărțile funciare, numai că acele cărți funciare au fost emise în 2019-2021, iar noi am intrat în posesia lor în 2023, anul acesta. Deci, clar, dacă intri la 2 ani, normal că nu mai ești în perioada de... legală de contestație. Efectiv, ne luptăm cu morile de vânt și încercăm să găsim totuși o soluție. Cred că soluția în final va fi o acțiune în instanță și o hotărâre pronunțată de instanță, de recadastrare sau ceva de genul. Altă posibilitate nu văd. Domnul Durlea. Eu sunt nemulțumit ca și ceilalți concetățeni ai mei pentru faptul că în urma cadastrării care a avut loc la nivelul Comunei Buzescu, majoritatea oamenilor, deși conform legii cadastrului, firmele de cadastru împreună cu primăria trebuia anunțați oamenii din solele respective să fie prezenți la fața locului sau o parte dintre ei, ca și vecini, și să stabilească cine sunt conform amplasamentelor din titlurile de proprietate. Lucrul ăsta nu s-a făcut. Am întrebat pe domnul primar într-o ședință de Consiliu Local despre acest lucru și a zis că nu, eu am anunțat lumea, am procese verbale, am liste pe care noi nu le cunoaștem sau poate că sunt fermieri care au terenurile în arendă și nu cunosc situația din realitate și situația din teren. Iar noi care muncim de stens zi cu zi, ne lovim zilnic de aceste probleme. Eu personal am moștenit o vie de 16 ari, o suprafață de 16 ari de la bunicii mei, prin și tatăl meu, din 1919, pusă de bunicii mei. La ora actuală sunt mutat cu această vie la circa 800-900 de metri, într-o zonă în care sunt boscheți, nu e nimic, absolut nimic. Ori eu am mai implementat și un proiect pe AFIR, pe banii europeni în care e prinsă și această suprafață de vie. Mâine vine nou proprietar conform cărții funciare și îmi scoate via. E posibil ca eu această sumă din fonduri europene să o dau înapoi și cu dobânzile aferente pentru niște greșeli ale unor funcționari. Eu cred că uneori poate și voit, dar poate și incompetență sau delăsare, pentru că aceste cărți funciare, după părerea mea, s-au făcut din birou și nu în teren, pentru că altfel vedeau lucrurile care erau.
Și am iarăși o problemă. În momentul când eu am achiziționat niște teren, o suprafață de teren, am fost obligat de lege, prin lege, să fac carte funciară. Am făcut carte funciară conform legii. Mă trezesc acum să-mi spună că acea carte funciară a fost cu poziție incertă și actuala carte funciară e cu poziție certă și m-a deposedat de acel teren și m-a mutat în altă parte. Deci mi-a schimbat amplasamentul, deși aveam carte funciară. Păi eu am plătit odată cartea funciară, că am fost obligat prin lege. Mai plătesc și acum, plătim la, ca să putem să identificăm terenul, un nou amplasament, trebuie să luăm ingineri de la cadastru, autorizați, care ne face niște procese verbale de constatare și de găsire a locului respectiv, contra cost. Ne costă 150-200 de lei pentru fiecare punct, pentru fiecare carte funciară. Eu am 13 cărți funciare, trebuie să dau 2600 de lei sau, eu știu, da. 3000 de lei. Poate chiar mai deci, mult. Deci lucrurile astea cumva trebuie să aduse la cunoștință celor care ne guvernează, să găsim împreună o soluție, pentru că din cele povestite, din cele aflate, din cele spuse de cei care au competență, soluția, în opinia dânșilor, ar fi instanța de judecată sau plângeri penale. Noi nu avem timp și ne costă foarte mult. Deci e foarte greu pentru... Asta vi s-a răspuns, asta vi s-a spus, da, când asta ați intrat. Mi s-a spus, da. Da. Domnul Platon, dumneavoastră aveți genul ăsta de probleme acolo, la Vaslui, personal? Bună ziua, domnul Ghinea, bună ziua, AgroTV, și vă mulțumim pentru că avem acceptul dumneavoastră de a aduce la cunoștință întregii țări problemele din România. Întrucât la nivel de țară sunt probleme majore, n-am sesizat genul ăsta de probleme în Moldova, momentan, nu știu, cu toate că s-au mai închis unele drumuri, s-au încadastrat drumuri agricole, au dispărut efectiv drumurile de pe hartă. Ce s-a întâmplat acolo, bănuiesc că a vrut cineva sau chiar a cumpărat o suprafață de teren care nu a avut vreodată teren în proprietate acolo și s-a șters drumul și s-a pus drumul om în proprietate. Nici de cum că nu ar fi ieșit terenul respectiv. Da, la nivel național este o problemă impresionant de mare cu încadastrarea. Chiar nu a funcționat cadastru general, a creat probleme majorității proprietarilor și sperăm să se facă o recadastrare acolo unde este nevoie pe cheltuiala celui care a greșit. Nu putem să, pe românește, să trăim oamenii în se duce la judecătorii să dureze 3-4 ani prin incertitudinea faptului că altul vine și îți lucrează terenul sau așa cum a spus colegul meu, vine unul și taie vie de acolo pentru că el e proprietar pe respectiva suprafață sau e o ară. Este foarte greu de dus aceste lucruri la bun sfârșit datorită faptului că dumneavoastră sunt niște fermieri foarte mici, persoane fizice care lucrează cu adevărat terenul și nu au o afacere neapărat din asta, sunt proprietari de teren. E foarte greu ca să demonstrezi ceea ce nu ai greșit tu, ceea ce a greșit altcineva. Cu bună știință sau cu... Sau cu rea sau credință. Cu rea credință, da. Da. Nici nu contează până la urmă cum s-a întâmplat lucrul ăsta, cert e că oamenii ăștia practic înțeleg de la fiecare au primit terenuri de mai proastă calitate. Cam asta ar fi concluzia care s-a desprins. Dumnealui, din loc să primească o cultură de viță de vie, a primit niște scaieți, în schimb. Da. Dumneavoastră, vi s-a schimbat amplasamentul și presupun că... Amplasamentele tuturor terenurilor pe care le dețineam în proprietate. Niciun teren nu mai este pe locul din 1991. Câți oameni sunt în situația asta? Toată localitatea, domnule. Toată localitatea? E un Talmeș-Balmeș? E un Talmeș-Balmeș, exact. Un Talmeș-Balmeș. Păi și totuși autoritățile de acolo, mă gândesc că ar trebui să reacționeze într-un fel, că dacă erați două cazuri izolate, poate mai era cum mai era, dar dacă toată lumea practic a primit
altă suprafață decât cea care îi se cuvenea, nu prea e în regulă. Spunea regulă. Domnul Durlea mai devreme că are un proiect european. Aici chiar e o problemă, pentru că în momentul în care vrei să-l implementezi, te trezești că s-ar putea să dai banii înapoi cu toate cheltuielile aferente acelui proiect. Sunt mai mulți cetățeni care sunt în situația asta de viță de vie și care sunt fix în aceeași situație ca a domnului Durlea. Deci nu se poate să faci cadastrare din birou. Dom'le, cadastrarea te presupune să mergi în teren, să vezi ce se află pe suprafața respectivă. Nu să faci cadastrare din birou, să-i muți omului plantația de viță de vie, de fapt să-i muți, să împroprietărești pe altul cu plantația dumnealui și pe dumnealui să-l pui pe un teren arabil. Nu se poate așa ceva. Deci e clar că tot procesul de cadastrare a fost făcut fără prezență fizică în teren. Păi, presupun că dacă n-a participat nimeni dintre proprietari, mă refer. Mai mult decât atât, situația pe care o prezenta mai devreme domnul Durlea, în situația respectivă mă aflu și eu. Adică, în momentul în care am cumpărat diverse suprafețe de teren, am fost obligat să fac cărți funciare. Mi s-a spus că acele cărți funciare, la momentul ăla, sunt cu poziție incertă. Eu înțeleg că e o poziție incertă, că nu-i sigur fix că este în, pe coordonatele astea, că poate fi 5 metri sau 3 metri o mai la stânga și mai la dreapta. Da. Dar nu este posibil să-mi iei o suprafață de teren care se află undeva la limita din dreapta UAT-ului, lângă canalul de irigații, și mi-o duci la 3 km la limita UAT-ului opusă cu cealaltă localitate. Deci nu se poate așa ceva. E clar că oamenii ăștia habar n-au avut de ceea ce au făcut. Ori au făcut-o cu rea intenție. Da. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Când s-a terminat cadastrarea, firmele de cadastru aveau nevoie de o contrasemnătură din partea primăriei că lucrurile sunt în regulă. Aici procesele verbale de predare-primire a suprafețelor cadastrate au fost semnate de către, bănuiesc, de către primar și agentul agricol. Mă gândesc că sunt persoanele îndrăgostite de așa ceva și eu mă surprinde faptul că aceste persoane nu au știut, pentru că eu, cel puțin din câte cunosc, și am lucrat și personal în birou cu doamna de la agentul agricol și știa poziția aproape la, cred că la toată comuna, la toate persoanele din comună. Dar nu știu ce s-a întâmplat sau cum s-a făcut, dacă s-a făcut voi sau nu, dar lucrurile s-au întâmplat și, în opinia mea, sunt foarte grave. Bun, merg la domnul Platon pentru că vine dintr-o zonă defavorizată. Spuneți-mi, din punct de vedere agricol, cum arată culturile la dumneavoastră, dacă ați putut să faceți lucrările astea de toamnă. Din păcate, domnul Ghine, așa cum am văzut, până aproape de București nu s-au semănat aproape nimic. Datorită faptului că seceta pedologică este un factor care îl simțim de vreo 3-4 ani de zile și am avea posibilitatea să facem un lucru extraordinar de bun prin faptul că avem alocate 10 milioane de euro prin PNS pentru achiziționarea de 8 aeronave pentru stimularea precipitațiilor. Nu se ia nicio măsură. Au fost acele, ca să zic așa, au fost făcute teste la Suceava și Botoșani acum 2 ani de zile și când a fost vorba de precipitații de până la 200-300 de mililitri pe metru pătrat, au demonstrat că se poate stimula și a plouat 30 de litri. Adică, ultimele precipitații la dumneavoastră, vă mai aduceți aminte când au fost? Mă refer la cele însemnate, nu la... Da, cantitate foarte însemnată a căzut la sfârșitul lunii august. Nu a plouat așa de bine de câțiva ani. Ne-am bucurat, cu toate că nu am putut să facem nicio lucrare de bază datorită Green Deal-ului, prin care ne obligă să nu facem lucrările de bază, aratul în general, până după data de 15 octombrie, chiar dacă avem voie să arăm 20% din suprafața agricolă a fermei. Este foarte greu de lucrat terenul astăzi,
datorită faptului că un număr foarte mic de fermieri își permite să lucreze terenul cu utilaje de mare putere, care pot pregăti patul germinativ pentru cultura de grâu sau de rapiță, cu toate că semeni și n-ai nicio garanție că va răsări ceva, sau chiar dacă cel mai greu este când vezi că îți moare cultura în câmp. Nu avem apă. La nivel național, așa cum zici și dumneavoastră, irigațiile au un procent extraordinar de mic. De exemplu, în județul Vaslui suntem undeva la 4,55%, o suprafață impresionant de mică. Din 275.000 de hectare, cred că se irigă undeva la câteva zeci de mii. E strigător la cer. Cu toate că avem o conductă din râul Prut, care duce până în barajul Sorești, și de acolo până aproape de Crasă, pe o distanță de 40 de kilometri, există acea infrastructură secundară intactă, țevile toate sunt prin pământ, am putea băga cantități de apă mici, pe o durată, pe un termen lung, pentru a crea un microclimat, pentru a reduce riscul de vestejire, pentru a reduce arșița, punctul de arșiță. Este foarte greu în momentul când nu ai apă pentru a supraviețui, să supraviețească cultura. Al câtelea an greu e pentru dumneavoastră? Al patrulea an și nu cred că mai rezistăm datorită faptului că prețurile s-au dus în cap odată cu tranzitul, dar cel mai mult ne omoară importul de cereale. Nu știu, domnule, cine are nevoie de cereale din Ucraina, atâta timp cât s-a și demonstrat că nu sunt de o calitate, sunt de o calitate îndoielnică. Și nu sunt de calitate. Noi am putea susține zootehnia cu cerealele din România fără nicio problemă. Producem mai mult decât consumă zootehnia din România. Nu avem nevoie de cereale din Ucraina. Prețul s-a dus în jos, pierderile sunt impresionante, între 400 și 500 de lei pe tonă. Dar datorită faptului că producțiile au fost atât de mici, la Floarea Soarelui undeva între 500 și 1000 de kilograme la nivel de Moldova și la porumb între 0 și o tonă, nu mai pot supraviețui. Ba mai mult, nu mai pot să mai ai nici credite atâta timp cât anii din urmă ai prelungit contractele de credit. Ai făcut refinanțări. Nimeni nu te mai finanțează. Este foarte greu. Am discutat cu domnul ministru și se pare că va veni o formă de ajutor prin credite, dar sper să nu fie foarte târziu, adică după ce mor degeaba faci injecție. Bun, o concluzie vreau să trag împreună cu domnii Gogoi și Durlea. După pauză o să vină la noi aici în studio, or să vină și alți colegi de-ai dumneavoastră. Ce e de spus acum la finalul întâlnirii noastre, domnul Gogoi? Un apel către autoritățile competente să dea curs cererilor noastre, să ne ajute într-un fel să rezolvăm această problemă care este la nivelul localității noastre. Și această problemă, să știți că dacă cei care vor cadastra în continuare terenurile României vor face aceleași greșeli, se va propaga această greșeală, ar trebui să învețe din ceea ce se întâmplă în comunitatea noastră și să ne ajute să încercăm să găsim o cale de soluționare a problemei apărute. Domnul Durlea? Eu aș dori ca la nivel de primării să sunt înființate probabil posturi, dar să fie găsite persoane care să cunoască foarte bine câmpul localității respective și să aibă tehnicieni și sau chiar și ingineri care să pricep și în cadastru, pentru că problemele sunt foarte, foarte variate în teren. Lucrurile sunt complexe și ar trebui cumva rezolvate. Bun, domnul Platon o să rămână alături de noi și după pauza de publicitate. Le mulțumesc domnilor Durlea și Gogoi. Vă mulțumim. Luăm și noi. Pauză și ne reîntoarcem cu alți invitați din același areal geografic.